Să cam mici ca fierul ăla. Ce mare. Hai că poți. Hai că poți. Și ne uităm în direct și sunt convins că și în reluare cum cade George de acolo. Păi te-a zis și ăla că ești un prost, așa a zis. Să nu faci ca el când o să fii mare, așa a zis Ofis. Salutare prietenii mei de acolo din cameră, ce faceți, mă? Bă, ne-am mai văzut de o grămadă de timp, ultima dată când am vorbit. Nu ultima dată, sau nu știu, era un episod în care vă spuneam că nu ne-am văzut de o grămadă de timp, de un car de vreme și mi-a crescut barba în pana. Uite, acum mi-a crescut părul, știi? Eu. Bun. De ce am făcut acest video? În primul rând am făcut pentru a vă mulțumi. Frate, pe și pe mii de apreciere am pentru voi. M-ați ajutat să ajung în sfârșit la grad normal, la neutru. Am reușit să fac primul B la otrăvită. Și am sărbătorit, uite așa. Uite cât de adâncă e apa aici, ești nebun. Deci dacă ai căzut de aici? Fii atent. Pentru? Pentru ce sărbătorim noi? Spune-le tu. Spune-le tu ce sărbătorim noi. Ce sărbătorim? Ce sărbătorim noi? Beurile! Ai făcut primul P din viața ta pe metin. Primul P din viața mea pe metin, în pula mea. Sărbătorim într-o hidrobicicletă, suntem aici foarte departe. Ia uite! Bine, mă! Așa, să curgă șampania, băi, tată, mă! Primul P în pula mea! P de la pulă! Ne doar la pulă! Noroc. Ce dracu trai poate fie mai bun decât ăsta cu aia? Vă doresc și vouă exact traiul ăsta, să-mi bag pula. Vă fi mai rău să vă fie ca acum, vă doresc. Exact, vă iubesc atât de mult încât vă doresc asta. Hai, vă pup, vă iubesc. Ia uite ce departe suntem de țărm, ești nebun? Hai să mai pedalăm. Să-ți fie de bine, aranoate. Mulțumesc, mulțumesc. Ține-și tu cârma aia, să mai... vreau să pedalez până la aia. Hai, noroc. Până la stânca aia, mersi. Noroc. Hai să bem și puțin. Ah. Înțelegi? A fost mare sărbătoare pentru mine. A fost primul pe din viața mea, înțelegi? Ok. O să urmez săgeala de foc. Multă lume mi-a spus, bă, ce pula ai lăsat skill-urile așa, la, ai level 72, mă rog, ce ai făcut cu itemele și așa. Și ai skill-uri M9, M6, dar că știu că e o rușine, da, înțeleg asta, înțeleg complet, înțeleg. Dar, ideea mea este că, cum să vă spun eu, nu e atât de greu să faci skill-uri, adică, până, uite, mi-am procurat, să spunem, boabe zen, am deja 75 procurate și încă o să mai caut prin magazin. Bun, de găsesc la preț bun, pam, pam, le-am adunat, le-am pus la mine acolo. Am 40, cât scrie aici, 45 de pietre, suflet. Problema sunt cărțile, totdeauna cred că la skill-uri problema este cartea, știi? Cărțile se găsesc extrem de greu. Ia uite, tăiești la 1-200, mamă, să-l cumpăr că e bun. O să-mi trebuiască pentru șură ăla, nu? Asta e, după ce ai trecut de cărți și de citit cărți și așa mai departe, te doare în cur. Și o să fac un videoclip special pentru asta, să văd dacă pot să fac pe într-o singură zi. La săgeala de foc, la următoare. Și cu ocazia asta, vă rog, mult de tot, dacă aveți cărți săgeala de foc, anunțați-mă, vi le cumpăr, nu contează, dau mai mulți bani, e ok. Rock, by the way. Așa, ce îmi doresc să fac astăzi? Printre alte chestii? Îmi doresc, ia, 15 milioane? Hai mă, că le cumpăr și pasta, bă, lângă la. Ia uite. Bam, am făcut 83 de boabe zen, să tot am. 5 milioane? Dă-le încoace. Nu contează. Bam, deblocat ceva și din inventarele astea, am câteva realizări.
printre oamenii cărora le doresc să le mulțumesc imens este Bestia 85, care joacă la roșii. Frate, și m-a ajutat mult de tot cu gradul și cu asta, fără să-mi ceară absolut nimic în plan. N-a avut nicio pretenție la mine, doar... Adică nici măcar nu mi-a spus, bă, să-mi pronunț numele în video sau... Nu, omul m-a ajutat, doar... Nu știu, o formă de respect asta ajutorul ăsta, pentru că... Și eu, la rândul meu, dacă pot să ajut, știi? Și îmi place un jucător, l-a jucat cu cea mai mare plăcere. Bă, mi-aduc aminte prima și prima dată. Stai cum mă deranjează. Ok? Prima dată când am început acest caracter, prima dată când a apărut pe hartă, am cerut ajutorul lui Malboro. Omul știa de o grămadă de timp. Băieții de pe Phoenix îl cunoaște, pe Malboro e super pro omul. E super șmecher. Și apropo, sper că într-o zi să-ți cumpăr scutul la bun cu 10 semiom și... Și e bun. Vulturul ăla, Marlboro, dacă mă auzi. Ok, și omul mi-a dat, nu știu, cât, o sumă de bani, știi? Câteva milioane la început. Când am deschis. Fac el direct, bă, las că te ajut eu, știi? Și m-a zis super ok, frate. Aveam bani de poțiune, aveam, frate, m-a simțit, nu știu. A fost cineva care m-a ajutat, știi? Când te simți înconjurat, știi, de falși și de oameni care vor să fure și vine unul și îți oferă un ajutor, mamă, te simți bombă, pe bune. Ok. Să lăsăm vorbăraia mai încet, pentru că îmi doresc să vă arăt ceva. Să spunem că e o mică surpriză pentru voi. Știu, iar o să-mi spuneți, mamă, stai pe map 1, frate, fă ceva. Păi tocmai asta e că fac ceva pentru itemele mele. Oamenii care mă urmăresc au văzut că în mare parte mi-a făcut itemele singur. Două chestii îmi doresc să vă arăt, că nu vă supărați. În noua mea achiziție, abia aștept să fac level 73 și pentru asta doresc sfaturi de la voi, frate, ajutați-mă să fac level. Vă rog mult de tot, adică ajutați-mă, în ce punct de vedere. Plătesc, nu e problemă. Dar vreau, știu, măcar o zonă bună de crescut, știi, și dacă pot să fac alianță cu cineva super puternic, să cresc mult mai repede. Pentru că am încercat să cresc și abia se cunoaște, abia, nu știu, în V2 am încercat, de exemplu. În fine, deci, surpriza, noua mea achiziție. Bam, chiline ăștia, frate. Plus 8. 15 săgeate, 10 sabie, 10 puna. Ce părere aveți? Corporal? Drăguț, nu? Ok, și cea a doua surpriză. Și aici o să lucrăm ceva. Bam! Eșarpă suveran. Am cumpărat-o, 19%. Drăguț, nu? 18. Ok. Ce o să fac acum cu eșarfa asta? O să o combin cu eșarfa mea. Și o să vedem dacă ne iese ceva sau nu. Cred că am combinat până acum vreo 4 sau 5 eșarfe și n-a ieșit nimic. Mă, dar un fute la ochi. Mă scuzați, trebuie să... schimb canalul. Mă deranjează când văd magazine peste tot și așa. Câinilor, taceți! Am doi câini. Teleport. Am o boy. Bă, unde dracu' e ăla cu eșarfele? Bă, deși nu-mi place cum a ieșit video ăsta, adică nu arată prea pro, știi? Bă, o să-l las așa, exact așa las, cu toate greșelile, de rigoare, cu toate... Nu știu, îmi place de la un timp să fiu mai brut, așa... Cât de natural posibil, știi? Unde dracu' e la peșiar, pe om?
Mă, deci de când am mai jucat am uitat tot pe aici. Mă vor ca... ca proasta în jurul pulii. Cred că în partea cealaltă, la barnă. Mă, și câte șarpe făcuse. Iar mă mănâncă nasul. Unde ești, mă? Băgă-mi-a și pula, mătă. Bă. Metoda vișinesc, cum? Harta, direct. Alchimis. Teodoban, uite-o. De la podul de sus, se pare că... aici pe undeva. Bun, mănâncă nasul, o fi semnul bine sau de rău? Combinația absorbție bonusuri, nu? Transfer bonusuri sunt combinație. Cred că asta e, nu? Da. Combina 2 șarpe. În primul rând, nu. Trebuie să dau eșarpa de pe mine. Alu, eșarpa. Mă ajung până. Atât. Combinați. Da. Deci a doua o să dispară, după câte știu. Prima. Eșarpa suveran. A mea. Stai acolo tu. Bun, și a doua. Am emoții. Am cheltuit ceva bani, după cum vedeți, nu știu dacă ați observat. Am făcut rost cu chiu cu vai de 1 miliard, pe aici, prin cont. Să dau click, să nu dau. Hai mă că dau. Stai. În primul rând să beau din poțiunea galbenă. În al doilea rând să fac incantația. Asta e incantația zeului Perilă. Poți să iasă, poți să iasă și să fie și de rasă. Rasa mării. Să iasă ieșar până 25. Și rima aia cu linci, știi? Dar pe asta nu vreau să mai bag. Și fac. Nu arată de absorție 19. Bravo. Adică la fel. Băgam-i și pula, mă. Trebuie să rotez aici? Aici, dacă mă mai lasă ăștia să trăiesc. Cât de puțin. Ia. Cineva pe jurul meu. Hai că nu mă vede. Rușinos așa. Să bag niște poțiune de viață. Poate mă mai ajută. Ok. Treci la treabă. Păi nu. Dă-ți șerfuța jos. Mă, credeam că își dă schiloții jos. Nu, nu. Șerf. E șerf. Șerfuț. Ok. Combinație. Facem combinații de-astea, dar noastre. Mâncați și gura pe stradă, așa șmecherie de-alea, combinațiile alea. Dorești să combin 2 șarfe? Păi cine nu dorește să combine 2 șarfe? Ești nebun? Și pe măta, dacă o întreb, vrea să combine 2 șarfe. 19? Da? Și încă una? Pe unde primul. S-au pus astea? Pe primul? Da, de fiecare pe el. Da. De 13, nu? Asta e primul. Da, până pe aia. Așa? Da. Ok. Deci șarfa 2 va fi distrusă. Să moară măta. Și măta cum va fi? Vie? Ai onoare. Eu? Da. Fă slujba lui Berilă. Berilă, berilă, mai frumos ca moș gerilă. Așa. Închină o bere, închină o bere. Închină, așa. Închină, închină o bere. Ai închină? Da, hai, hai. S-a dus dracu. Ia. Deci a ta este de 19 și tu...
Vrei mai mult, cum ar veni. Da. Mai mult de 19. Da. Da? Ia vezi ce acolo. A. Nu arată, e de 19. E de 19, dar nu arată. Da. Numai 9 nu era. Lasă-mă să te ajut, să te ajut. 19, prima. Și a doua. Asta iese, băi, tată. Asta e de? 16. 16. O, asta iese, uite, din prima asta iese. Iese din 25. Se face 25. Bă, uite-o. Bă, stai așa. Acum. Na, uite. A ieșit. Vezi că e de 19. A ieșit. Bă, că mi-ai și pula în ele. Pula în ele să-mi bag. Câte pula să mai bag cu aia? Am băgat 10. Ai, 6. Ai ajuns la vreo 17 undeva acolo. Du-te în pula mea. Ai ajuns. Trecut de 15. 15 șarfe băgate în asta și tot n-a vrut să facă nimic. Cât pula mea ghinion să am? Bine, hai să ne luăm. La revedere până atunci. Asta e. Să aveți voi noroc că... Da. Noi n-am. Nu prea vă sfătuim să faceți eșarfe de 25, asta e. Hai. Că n-ai noroc din prima să fie ce ca lume. Hai, cam greu, pula. Cam greu. Ce cam greu, frate, am făcut 1 miliard, ești nebun, imediat. Foarte greu. Hai, ceau. Pa, m-am pupat. Bom.